Dan Popescu, fondatorul Asociației Trei Vieți, a declarat astăzi pentru știrile TLM că frigiderele Centrului de Transfuzii Sanguine Iași sunt goale. Și asta în condițiile în care săptămâna trecută s-a desfășurat o campanie de donare colectivă la inițiativa Asociației Studențești. Cetățenii generoși sunt așteptați să doneze în fiecare zi de la ora 8 la 13. În ultima zi de vară, stocurile de sânge de la Iași sunt insuficiente. Pentru ca situația să se amelioreze, ar trebui ca zilnic să treacă pe la centru măcar 100 de donatori. Curajul și responsabilitatea sunt cei doi factori determinanți în actul donării. Din păcate, situația este alarmantă. Stocurile sunt mult mai scăzute decât ne-am fi așteptat în această perioadă. Frigiderele centrului de transfuzii sunt goale, efectiv, și chiar încercăm să rechemăm populația la donare. Curajul este o caracteristică foarte importantă a donatorului, dar lumea trebuie să conștientizeze că accidentele și catastrofele se întâmplă zi de zi și este nevoie continuă de sânge. Nu este de ajuns să ne mobilizăm doar în cadrul evenimentelor noastre, ci să reușim să chemăm populația continuu să vină să doneze zi de zi, pentru că centrul de transfuzii dispune de un personal extraordinar de plăcut și de calificat, care îi așteaptă în fiecare zi de la 8 la 13 să vină să doneze. În spațiul public, oamenii se plâng că nu sunt validați ca donatori din cauza greutății. Dacă nu ai peste 60 de kilograme, nu poți dona. Discuțiile despre greutate sunt la ordinea zilei, dar noi suntem absolut convinși că medicii de la centrul de transfuzii au aceste decizii bazate pe toți algoritmii de calcul dispuși de Comisia Internațională. O persoană poate să doneze în orice centru județean de transfuzii din fiecare județ. Intervalul minim între donări este de 8 săptămâni, dar numărul de donări nu trebuie să depășească 3 donări pe an la femei și 4-5 donări pe an la bărbați.